Un preot fals și doi complici au jefuit un bătrân din Fieni, au intrat în casa sa, mințindu-l că sunt de la o societate caritabilă. Au furat din dulap toți banii pe care îi avea, peste 4.000 de euro și aproape 2.000 de dolari. Falsul preot a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă. Cel mai mic dintre complici are doar 17 ani.